Viața Sfântului Ioan Casian Romanul. Sfântul Ioan Casian, considerat a fi întemeietorul monahismului apusian, a fost un călugăr ortodox bizantin, care a scris în limba latină. Locul nașterii sale a fost descoperit de către istoricul român Vasile Pârvan, în Dobrogea. Fosta Sciția Minor, într-un loc numit Vicus Casiaci. S-a născut în jurul anului 360 într-o familie creștină, care s-a îngrijit mult de educația sa. În jurul anului 380 pleacă spre locurile sfinte în compania prietenului său German din Dobrogea, care l-a însoțit și mai departe în călătoriile sale. Ei s-au stabilit într-o mănăstire de la Betleem pentru a se obișnui cu viața cenobitică, iar după câțiva ani vor merge în Egipt pentru a cunoaște și viața monahală de acolo. Au viețuit 7 ani în deșert, lângă mari părinți ai pustiei, ca Moise și Pafnutie, revenind apoi la Betleem. După o scurtă perioadă, vizitează Alexandria, de unde pornesc spre Constantinopol, atrași de marea personalitate a Sfântului Ioan Gură de Aur. Văzând darul lui Dumnezeu peste Ioan Casian, patriarhul l-a și hirotonit într-o diacon, oprindu-i pe amândoi în slujba sa și încredințându-le grija eclesiarhiei. Când binefăcătorul lor a fost exilat, au fost trimiși de susținătorii Marelui Cuvântător într-o misiune la Roma, pentru a cere sprijinul Papei Inocențiu I. Au rămas împreună în Roma aproape 10 ani, după care German nu mai este pomenit de izvoarele scrise. Se pare că acolo Ioan Casian l-a întâlnit pe Pelagie și astfel a ajuns să se intereseze de controversa pelagiană. Când goții conduși de Alaric se apropiau de cetate, Casian părăsește Roma și ajunge la călugării din Mesopotamia, alte surse arătând că ar fi mers în Egipt sau în Palestina. Se va întoarce la Roma într-o misiune, trimis fiind de Alexandru de Antiohia, și de acolo va pleca la Marsilia, unde va pune bazele a 2 mănăstiri, primele în monahismul apusian. Regulile sale, împreună cu viețile sfinților și regulile Sfântului Vasile cel Mare, au fost recomandate de Sfântul Benedict de Nursia ca cele mai potrivite lecturi pentru călugări, după Sfânta Scriptură. Prin Sfântul Benedict, care îmbogățește și desăvârșește experiența sa, Sfântul Casian și-a pus amprenta pe întreg creștinismul apusian. Și-a petrecut restul vieții la Marsilia, dedicându-și timpul scrisului. S-a strămutat la cereștile locașuri în jurul anului 435, înconjurat de numeroși ucenici. Pentru rugăciunile Sfântului Ioan Casian Romanul, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.